Aproape de aur, Ludmila Cristea este la un pas de primul loc la campionatul european de lupte libere din Germania. Luptătoarea din Moldova a eliminat 4 sportive la categoria de 55 de kilograme și s-a calificat în finală, unde o întâlnește pe suedeza Nerel. Și moldoveanca Natalia Budu este aproape de o medalie după ce a ajuns în semifinale la categoria de 51 de kilograme. În lupta pentru locul 3, Budu o întâlnește pe Ivanova din Belarus. Ludmila Cristea s-a calificat în finala campionatului european de lupte libere din Dortmund, Germania, la categoria de 55 de kilograme, după ce a învins în 4 lupte consecutive. Cristea a trecut de Prevolacare din Grecia, Knittel din Germania, Kravchik din Polonia și Martinakova din Cehia. Moldoveanca o întâlnește în finală pe suedeza Nerel. Asta e foarte bun rezultat. Și am făcut noi. Iulia Lorda, campioană națională la categoria de 48 kilograme, a fost eliminată chiar din prima luptă de către Kalajdzinskaya din Belarus. Natalia Budu a ajuns în semifinalele competiției la categoria de 51 kg. Moldoveanca le-a eliminat în primele două lupte pe Clesson din Marea Britanie și Bubriem din Franța, iar în semifinale a pierdut în fața ucrainencii Blahinia. Budu se va lupta pentru medalia de bronz cu Ivanova din Belarus. Maria Ieșanu, ultima reprezentantă a Moldovei la competiția feminină, va intra în concurs vineri 1 aprilie. Nicolae Ceban este singurul sportiv moldovean care a cucerit o medalie la campionatul european de lupte libere din Germania. Ceban a câștigat bronzul la categoria de 96 kg masculin. Moldova e tare la șah. Viorel Iordăchescu l-a câștigat pe ucraineanul Moiseinko la campionatul european din Franța și ocupă locul 3 după 8 runde. Victoria a obținut și Sergei Vedmediuc, care a trecut de Ftașnic din Slovacia. Cel de-al treilea participant moldovean, Viorel Bologan, a pierdut în fața lui Gabrielian din Rusia. În urma rezultatelor din runda 8-a, Iordăchescu cu 6,5 puncte ocupă locul 3. Șahistul moldovean se află la egalitatea de puncte cu alți 5 sportivi care ocupă locurile 1-6 în clasament. Vedmediuc cu 6 puncte este pe locul 96, iar Bologan cu 4,5 puncte pe locul 123 din 393 de sportivi. În runda 9-a, Iordăchescu îl întâlnește pe Vitugov din Rusia, Vedmediuc pe Nicolic din Bosnia și Herțegovina, iar Bologan pe Stewart din Anglia. Campionatul european individual de șah din Franța se petrece după sistema elvețian în 11 etape și se va încheia pe 3 aprilie. Djokovic, greu de ucis. Sârbul a ajuns la 24-a victorie consecutivă după ce l-a învins pe sud-africanul Anderson în sferturile de finală ale turneului de la Miami. Numărul 2 mondial îl va întâlni în semifinale pe Fish, care a trecut de Ferrer. Pe tabloul feminin în semifinale se vor întâlni Petković cu Sharapova și Zvonareva cu Azarenka. Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului de 1000 de puncte de la Miami, după ce l-a eliminat în sferturi pe Kevin Anderson din Africa de Sud, scor 6-4, 6-2. Sârbul îl va întâlni în semifinale pe americanul Medi Fish, care a trecut în sferturi de al 6-lea favorit al competiției, spaniolul David Ferrer, scor 7-5, 6-2. În celelalte două meciuri din sferturi, Federer va juca cu Simon, iar Nadal cu Berdych. La feminin, campioana antitr Kim Clijsters din Belgia a fost eliminată în sferturi de Victoria Azarenka din Belarus, scor 6-3, 6-3. Nu m-am simțit bine nici psihic, nici fizic. Din punct de vedere mental, am simțit că îmi lipsește spiritul de luptă, a declarat Kim Clijsters după meci. În cealaltă partidă din sferturi, Zvonareva a trecut de Radvanska din Polonia, scor 7-5, 6-3. În semifinale se vor întâlni Petković cu Sharapova și Zvonareva cu Azarenka. Lumea și-a pierdut mințile. Un pilot polonez de 12 ani a fost găsit dopat. Igor Valilko riscă să fie suspendat 2 ani de curtea de arbitraj sportiv după ce a fost depistat cu nicotină la finalul unei curse internaționale din Germania în luna iunie a anului trecut. Este un real talent, a avut mari șanse să-și facă o carieră în motorsport, dar acum, dacă va primi o pedeapsă de 2 ani, totul s-a încheiat pentru el. Știa că sunt anumite substanțe interzise, dar pentru un copil de 12 ani este complicat să înțeleagă anumite reguli, a declarat avocatul acestuia. Valilko a câștigat campionatul Poloniei de karting la juniori în 2009. La cursa din Germania a terminat pe locul secund la finalul a 24 de tururi de pistă, tânărul ajungând la o viteză maximă de
88,5 km pe oră. Cazul de dopaj va fi judecat la Geneva. Nichetamida este clasată de Agenția Mondială Antidoping în rândul substanțelor care pot duce la dopaj accidental. Maradona a semnat cu Spartak Moscova ca antrenor-jucător. Există o zi în care toate visele suporterilor se împlinesc. Ea se numește 1 aprilie. Maradona a semnat cu Spartak Moscova ca antrenor-jucător. Aceasta este cea mai cunoscută glumă de 1 aprilie din istoria presei sovietice. În 1988, Izvestia a publicat această știre și ecoul ei nu s-a stins nici după jumătate de an, când oamenii au auzit că Maradona vine la Spartak Moscova. În 1985, actualul șef al UEFA, Michel Platini, golgheterul Italiei și campion european cu Franța, a acceptat să dea în glumă un interviu pentru televiziunea germană. Am câștigat tot ce se putea câștiga cu Juventus și vin la Werder Bremen. Bild a publicat a doua zi imagini cu baia de șampanie din vestiarul lui Werder și sărbătoarea care a ținut câteva zile bune și a titrat sec: așa arată papagalii care nu știu de glume.